UTA nu poate juca în cupele europene, deși poate ajunge acolo pe criterii sportive. Clubul ardean nu deține licență UEFA și nu că nu și-ar fi dorit. O gafă de proporții a dus la această situație. UTA este neînvinsă în ultimele 4 meciuri din Liga 1 și a câștigat primele 2 etape din play-out. Cu toate acestea, nu poate juca în Conference League în cazul în care se va califica. UTA nu are licență pentru cupele europene. Motivul este halucinant. S-a externalizat acest serviciu către o anumită firmă din București care nu are nicio legătură cu fotbalul și care atunci când s-a anunțat prelungirea perioadei de licențiere pentru campionatul intern, dânșii au crezut că s-a prelungit și pentru Europa. E o greșeală impardonabilă din punctul meu de vedere. La polul opus se află Dinamo. Fanii au obținut această licență, însă locul din clasament nu le dă nicio speranță albroșilor. Asta e mai frustrant, că nu există probleme financiare, că dacă ar fi fost motive cumva obiective pentru care nu s-ar fi obținut licența, înțelegeam, dar atâta timp cât Dinamo obține și UTA nu,